octombrie 2010, Mediaș. Polițiștii de la crimă organizată Alba Iulia descind în forță în casa lui Horațiu Potra, un fost mercenar din Legiunea franceză. Era pregătit. În casă, Horațiu Potra era pregătit să-i primească pe polițiști, cum știa el mai bine. Înarmat cu un revolver gros pe țeavă, pregătit să riposteze, efectiv dormea cu acel revolver lângă el, la îndemână. De fapt, întreaga casă arăta ca un depozit de armament. Erau acolo arme și muniție de război interzise prin lege, inclusiv faimoasele gloanțe Dum-Dum, supranumite ucigașele de polițiști, pentru că pot trece inclusiv prin vesta antiglonț. Este un glonț retezat care, în momentul în care pătrunde în corpul uman, se defragmentează și provoacă leziuni multiple. Am știut cine este, am știut de ce este în stare. Aveam mai mult decât indicii temeinice că deține armament de război. Este firesc să îți fie și teamă, dar asta este meseria. Arsenalul confiscat atunci era impresionant. Revolvere, săbii, cuțite, puști, gloanțe și grenade defensive. Dar cu toate că era înarmat pentru război, magistrații din Sibiu n-au fost convinși, așa că l-au pus în libertate pe fostul mercenar după mai puțin de 24 de ore, pe motiv că nu reprezintă pericol public. Comisarul Berbeceanu îi contrazice. Ne-a părut un tip foarte abil, foarte bine antrenat. L-aș descrie ca pe un personaj extrem de periculos. O jumătate de an mai târziu, Horațiu Potra avea să-i povestească unui reporter incognito Rise Project ce s-a întâmplat exact în acea dimineață de octombrie și cum doar norocul i-a salvat pe polițiști de la un măcel. Eu eram acolo, în cătere, și am auzit că pârie. N-am să mă uit. Și atunci, a pușcat ușa. Aveam pe o scoală, că zic, așa dorm eu, de când mă știu. M-am împins de ușă iară și am fugit. M-am zis, noroc că nu eram în cameră, în pat, că trăgeam să mă rog. Din instinct, când auzeam, Horațiu Potra știe bine ce înseamnă un măcel adevărat și poate că dacă judecătorii ar fi fost mai abili, astăzi s-ar fi putut lăuda că l-au condamnat pe unul dintre cei mai periculoși români din lume, cu un traseu profesional demn de un film american. După ce a terminat armata la o unitate de securitate din Câmpina, Potra s-a înrolat în Legiunea franceză, faimoasa armată de elită a statului francez, recunoscută și pentru războaiele duse, dar și pentru antrenamentele dure la care sunt supuși soldații ei, care, uneori, ajung la epuizare fizică și psihică. O perioadă de probă de 3 luni face selecția finală. Pe durata perioadei de 3 luni nu se poate renunța. Odată ești obligat să termini aceste 3-4 luni de instrucție. Am lucrat 4 luni jumate, deci non-stop, fără zi liberă, fără sâmbătă, fără duminică. 5 ani a luptat Horațiu Potra ca mercenar în țări africane cu sângeroase războaie interne. În 1997, când și-a încheiat contractul, era deja atât de versat încât a pornit pe cont propriu ca gardă de corp pentru businessmeni obișnuiți să facă afaceri în zone de conflict. Iar câțiva ani mai târziu a devenit el însuși un astfel de om de afaceri. Horațiu Potra este un mercenar foarte bine antrenat, un om care știe să mânească multe tipuri de arme, este un individ periculos și un om de afaceri care știe cum să conducă afacere în zone de conflict. Aceste calități de soldat și de strateg i-au atras atenția unui personaj bine cunoscut în cercurile militare internaționale, Paul Baril. Fost șef al forțelor speciale franceze și cofondator al celulei antiteroriste în mandatul François Mitterrand, Baril a fost implicat în scandaluri privind acte de genocid în Ruanda și spălare de bani în cazinouri din Europa. A fost obligat să renunțe la funcțiile publice și s-a lansat în afaceri înființând în Africa nenumărate companii de securitate în care angaja foști mercenari, soldați gata să execute orice ordin pentru bani. Printre cei racolați a fost și Horațiu Potra. Horațiu Potra s-a folosit de Paul Baril, așa cum și Paul Baril s-a folosit de Horațiu Potra și au proces la afaceri împreună în Africa și în alte zone ale globului. În anul 2002, Paul Baril devine consilier pe probleme de securitate în Republica Centrafricană, condusă pe vremea aceea de președintele Ange-Félix Patassé, a cărui viață era în permanență amenințată de un clan rival. Horațiu Potra devine adjunctul lui Paul Baril și primește puteri depline.
Locotenentul Henri Potra este abilitat să ia orice decizie va fi necesară în timpul misiunilor de luptă antiteroristă sau ale celor de protecție a președintelui statului, se arată într-un comunicat. Din simplu legionar, Horațiu Potra devine deci conducătorul trupelor de securitate ale președintelui Patase. Săptămâni în șir, împreună cu o echipă de 10 oameni, românul făcea antrenamente învățându-i pe mercenari, ceea ce la rândul său deprinsese în legiunea străină, să ucidă. E agresiv! Il faut évacuer la zone, là. Allez, c'est bon, reculez, allez, 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 vite, 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 tout le monde. Între timp, fostul mercenar cunoștea oameni de afaceri și își dezvolta abilitățile de negociere. Curând a intrat în business și e activ pe piața internațională de peste un deceniu. În multe dintre afaceri are un partener din România, Nicolae Costache, împreună cu care deține și astăzi compania Rocco Diamonds, de exploatare și vânzare de diamante din Sierra Leone. Și în paralel, se ocupă de tranzacții de armament de război. Una dintre firmele de la care a cerut o ofertă de preț a fost compania românească Romarm. Bună, domnul Gigi! Am pe cineva care mi-a cerut să le fac o ofertă de preț pe niște materiale militare. 300.000 de încărcătoare de pistoale mitralieră și 25.000 accesorii pentru curățat. Pentru treaba asta am fost la București împreună. Am vorbit cu colegul să-mi aducă ce trebuie, fără prea multă gălăgie. Respect, Henri! După câteva zile, a venit și răspunsul cu oferta Romarm. În aceeași perioadă, Potra apare într-un contract de vânzare de armament de război împreună cu un alt român, Sorin Beraru, om de afaceri căutat internațional și condamnat în România pentru evaziune fiscală, fraudă și spălare de bani. În 2002, Beraru se oferea să-i vândă președintelui centrafrican armament de război, iar Potra l-a reprezentat pe Patase. Patase s-a întâlnit el în Africa de Sud, Durban, nu a venit în Centro-Africa. Centro-Africa a venit ăla care ți-a dat drept banii. Ăsta a stat mult timp în Africa de Sud. Aia m-a băgat pe mine acolo un pic ca să vadă că apare și un român pe acolo. Și eram eu cu Berta prezidențială, am antrenat pe ăia. Contractul s-a încheiat. Partea africană se angaja să plătească o primă tranșă de 430.000 de dolari și 10.000 de carate în diamante, iar Sorin Beraru să-i vândă 3.000 de pistoale mitralieră AKM, 1 milion de gloanțe, 200 de aruncătoare de grenade, obuze, mine antitank, puști cu lunetă și mitraliere antiaeriene. Ce s-a întâmplat cu afacerea e greu de știut, pentru că, peste câteva luni, președintele Patase a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat și a plecat în exil. Sorin Beraru și-a văzut însă mai departe de afaceri, iar de 10 ani e căutat de Interpol și autoritățile române pentru fraudarea societății CICO cu aproape 3,6 milioane de euro. El însă a fugit din țară, iar jurnaliștii Rice spun că e imposibil de capturat. Pentru un stat să investigheze o rețea precum cea a lui Sorin Beraru, cere foarte mult timp, cere interacțiune cu oficiali ai altor state, poate dura ani. Ori un om precum Sorin Beraru nu are semne opreliști în calea businessului lui. El se folosește de un om precum Horațiu Potra, care îi facilitează intrarea pe piața aceea și lucrurile merg foarte, foarte simplu. În 2006, numele lui Horațiu Potra se leagă din nou de a lui Sorin Beraru într-o afacere dubioasă. Fostul mercenar apare la București cu un document prin care era împuternicit să scoată dintr-un cont românesc 400.000 de dolari, o sumă care reprezenta dividendele lui Beraru de la Banca Furnica, în care era acționar. Dar în acel moment Furnica era în faliment și gestionată, conform legii, de un lichidator judiciar. Acesta însă a văzut imediat oportunitatea și împreună cu directorul băncii Elena Vasiliu, Horațiu Potra și partenerul său de afaceri au decis să pună ei mâna pe bani. Astăzi, lichidatorul neagă implicarea lui în acest furt și spune că a încercat să-l prevină pe Beraru, reușind ceea ce n-au reușit Interpolul și procurorii români ani de zile, să-l găsească pe infractor. L-am întâlnit în 2007. În Tel Aviv. Era bine sănătos? Ha! S-a vorbit despre bani, despre Potra, despre lichidare. Și nu vreau să dau bine la așa. Am băgat. Pentru că din punctul meu de vedere nu erau banii lor, ei furau banii lui Beraru. Și îi acuză pe Potra și pe Costache că s-au folosit de acte false și amenințări pentru a obține banii. Ei furau banii. Și în momentul ăla dumneavoastră ați făcut un autodenunț? Că până la urmă dumneavoastră v-ați transformat din lichidator într-un justițiar. Ați făcut autodenunț? Nu. Asta înseamnă că practic dumneavoastră s-a acceptat și intrați într-un mecanism infracțional. Așa este.
Contactat recent, Horațiu Potra nu a mai recunoscut implicarea sa în tranzacțiile financiare de la Banca Furnica. Nu știu ce informații aveți sau de unde ați adunat, cred că ar trebui să-l contactați pe Nicolae Costache, Nicolae, da? Să vă zică mai multe. Iar Nicolae Costache, fostul său partener, a negat și el că ar avea vreo legătură cu afacerea Furnica sau cu negocierile de armament. Eu nu m-am băgat în treaba asta. Ce înseamnă Banca Furnica, Mălureanu, Beraru, Potra, Horaciu? Grupul celor patru a reușit să scoată cei 400.000 de dolari și a încercat imediat să le piardă urma cu ajutorul unui personaj controversat, Kish Laszlo, implicat și arestat ulterior în scandalul de evaziune fiscală Petrom Service. Asta e soluția. Să facem o firmă ușor. Cristian își gestionează creația la firmă ușor. Și firmă ușor plătește unde vă Astfel, grupul a luat banii lui Beraru și i-a împărțit. Lui Horațiu Potra i-au revenit 180.000 de dolari. Restul sumei a ajuns, sub formă de sponsorizare, la trei înalte fețe bisericești din România. Mitropolitul Craiovei Irineu, Mitropolitul Munteniei Teodosie și Episcopul Galaction din Alexandria. Horațiu Potra susține că lichidatorul băncii i-a ales personal pe cei trei pentru că îi cunoștea și spera ca astfel să spele banii și să-i redobândească mai târziu. Bani de aici, o parte din bani ce-au intrat, 60.000 am dat eu la Gigi Nu. Și o parte apar donați la o biserică. Asta pentru că așa o visă la Manureanu, o zi, bă, trebuie să intre acolo ca să semnească actele mai repede, să semnească, dar cred că și din aia ce s-au virat, cred că și-au luat și au făcut jumate și Costache și el. Ei au vrut o visă tot până l-am apărut eu cu procurul ăsta, că ei vreau, am înțeles, au jucat în bursă cu banii. Potra a spus că banii au ajuns la dumneavoastră și că au fost jucați la bursă. Probabil că eu i-am spus asta. I-a spus dumneavoastră că i-ați jucat la bursă? Probabil, probabil. I-am lăsat să creadă partea mea, nu i-au primit biserică. Să zicem că a fost singurul mod în care eu am acceptat să fac, să închid povestea asta. Am ales trei episcopi, le-am dat un fel de bani. Asocierea lui cu cei trei înalți prelați nu e întâmplătoare. Înainte de a fi avocat și lichidator, Mălureanu a fost preot, hirotonit la Episcopia Alexandriei de către preasfințitul Galaction. A ocupat apoi funcții de consilier la înalt preasfințitul Teodosie și înalt preasfințitul Irineu. Cu ei, Mălureanu a încheiat contracte de sponsorizare în alb, semnate inclusiv de Horațiu Potra. Mai târziu, fostul lichidator a trecut în aceste documente suma donată bisericii. 450.000 de lei noi. Mălureanu ne explică de ce a apelat la înalte fețe bisericești. Știam că un preot sau un stare este foarte ușor de pus sub presiune. Chiar și de șeful de pus sau de superiorii. Un episcop are echivalență guvernamentală și are nevoie, nu poate fi chemat decât de un procuror de la partidul general. Ce-și făcut cu bani? Ei se lăsă. Nu vorbeau de nicio condiție. Am încercat să aflăm dacă acei 180.000 de dolari au ajuns în conturile bisericii și ce s-a întâmplat cu ei. Inițial, nici unul dintre cei trei ierarhi nu a confirmat tranzacția. În fața documentelor oficiale însă, și-au amintit brusc de banii veniți sub semnătura mercenarului. Ne-a cerut niște adrese de sponsorizare, că poate să ne sponsorizeze. Poți să refuz așa ceva? Dumneavoastră, de exemplu, dacă i-ați dat un astfel de act adițional, dumneavoastră îl ștampilați și îl semnați în alb și îl dădeați lui? Păi, dar din moment ce colaboram cu dânsul, sigur, dânsul completa, când a venit, mi-aduc aminte, mi-a spus că e din București. Da. Le dar nu... Dar erau deja ștampilate și că, da, și că nu vine aici. Că poate să... Nu e singur, am mai făcut așa ceva. Și oricine face așa ceva. De fapt, legal, nu se face. Arhiepiscopia Tomisului a primit și ea, de la Horațiu Potra, cu titlu de sponsorizare, 60.000 de dolari. Deși extrasele bancare arată că plățile au fost făcute, prelații confirmă doar jumătate din sumă, pe care au trimis-o la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de la Dorna Arini. În realitate, un complex de lux cu hotel de 5 stele, anexe și câteva hectare de teren, ridicat de înalt preasfinția sa Teodosie, pe pământul moștenit de la părinții săi. Când am încercat să filmăm acolo, preoții ne-au primit pe picior de război. Dumneavoastră aveți alte interese, este o instituție drept privat și vă rugăm frumos să nu încălcăm drepturile. Dorința mea era să văd exact ce s-a făcut cu banii. S-a construit o clopotniță sau s-a făcut un suport de flori. E confirmată plata, adică banii au intrat în conturile dumneavoastră. Nu răspundem la aceste întrebări, vă rugăm frumos. Ați venit că am greșit, ați venit. V-a trimis dracu, știi când v-a trimis? După hram, știți? Nu m-a trimis nimeni altcineva decât munca pe care o fac. S-a atacat biserica.
Complexul de la Dorna Arini a fost motiv de scandal în lumea creștin-ortodoxă. Înalt preasfinția sa Teodosie, singurul înalt prelat cercetat pentru luare de mită și fals intelectual, a fost acuzat că a încercat să-și însușească investiția din județul Suceava printr-o fundație care l-avea pe el fondator și pe rudele lui ca membri. Deși inițial a susținut că nu are habar de sponsorizare și că nu-l cunoaște pe Horațiu Potra, prelatul și-a amintit apoi că banii au intrat și la alții. De Alexandria, de ce? Pentru că a fost un preot acolo, da. Că avea obligații. La mine n-am nicio obligație. Doru Mălureanu are însă o variantă diferită, cum că ierarhii ar fi prins brusc gustul banilor și ar fi vrut mai mulți. Unul dintre ei, nu o să te nominalizez, dar puteți să presupuneți. Deci la un moment dat eram la limite. Mai aveam timp și îl întrebam. Păi, nu vă datoresc ceva și nu știu. Asta a fost o situație, nu mai e. Amenințările erau reale. Aceeași poveste și la Alexandria. Nimeni nu pare să-și amintească într-o primă fază de banii traficantului Beraru donați sub semnătura lui Horațiu Potra. În documentele Episcopiei Alexandriei și Telormanului nu se găsește nicio donație de pe numele acestui domn Horațiu Potra și nu știm să existe vreo legătură a Episcopiei cu acest domn Horațiu Potra. Acest lucru a fost verificat și confirmat de Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. Am înțeles. Am o rugăminte la dumneavoastră. Să vă rog frumos să vă uitați pe cărtia asta și să-mi spuneți și mie ce scrie pe ea. Și ăsta e răspunsul dumneavoastră. Seamănă semnăturile cu ștampila de acolo de jos? Ia. Este semnătura preasfințitului aici, preasfințitului Părinte Galaction. Da? Și pe documentul pe care l-am notat eu cu ștampila? Există, dar nu pot să confirm lucrul acesta. După câteva zile, ca prin minune, contabilul episcopiei găsește actul de sponsorizare și viramentele bancare. Până la urmă, banii au ajuns la dumneavoastră. Păi, au ajuns, dar în actele contabile nu se găsește acest Horațiu Potra. La noi aici, n-aveau cum, sub nicio formă, să se spere bani. La Craiova, cei 60.000 de euro donație din banii lui Beraru au ajuns la Colegiul Național de Fete de la Grădinari Olt, unde își are sediul Fundația Buna Vestire, fondată și condusă de înalt preasfinția sa, Irineu. Construcția complexului, care ar trebui să găzduiască peste 150 de fete orfane, a început în anul 2000 și nu a fost finalizată încă. Investițiile se ridică la aproape 4 milioane de euro și sunt ținute departe de ochii curioșilor. E aici, lângă mine. Îi dăm aparte. Cu ce impresie, chiar așa faci ce vrei? De toată România e zonă de stat fără când. Mulțumesc. Face ce vrei. Nici înalții prelați de la Craiova nu recunosc că ar fi primit vreodată bani de la fostul mercenar. Obținem totuși o audiență la înalt preasfințitul Irineu, cel care a semnat contractele de sponsorizare pentru Lăcaș și care, după ce vede documentele oficiale cu semnătură și ștampilă, recunoaște că a semnat acele acte în alb. Dar, spune el, e posibil ca ordinele de plată să fie false. Le vedeam la în alb contractele. Am impresia că acestea sunt acestea false. Deci acestea se pot să faci un fluturaj în ăsta, se pui ștampila, Două zile mai târziu, un răspuns oficial al Mitropoliei Olteniei confirmă intrarea banilor din sponsorizare. În urma verificărilor efectuate în Arhiva Așezământului Buna Vestire, s-a constatat că acesta a beneficiat în baza a două contracte de donație-sponsorizare semnate în luna martie 2007 de sprijin financiar din partea Cooperativei de Credit Banca Furnica. Asta după ce înalt preasfinția sa a încercat voalat să ne intimideze ca să nu mai continuăm subiectul. Și am o legătură cu băiatul de la Antena 3. Care dintre ei? Că sunt mai mulți. Ăsta, cum e ce băiat, am interceptat. Și știu cu cine mă întâlnesc. În pofida verificărilor făcute de noi, nu am reușit să aflăm niciodată cum a cheltuit biserica banii traficantului de arme Sorin Beraru. Însă am aflat cu surprindere că această epopee nu s-a oprit la cash. După lovitura de la Banca Furnica, fosta directoare susține că Horațiu Potra și partenerul său, Nicolae Costache, au preluat abuziv și o parte dintre firmele lui Sorin Beraru. Una dintre aceste societăți, o companie offshore pe numele Vanguard, deține acțiuni la platforma industrială Titan, într-un mod bucureștean și la fosta fabrică de chibrituri, aducându-i proprietarului sume fabuloase. Preluarea companiei s-a făcut tot cu ajutorul fostului director al Băncii Furnica, Elena Vasiliu, care avea documente ale companiilor lui Beraru.
E clar că eu i-am dat câteva ușor, listată la copii în modă, probabil undeva prin 2006, și foarte curând, deci la câteva spune că vine cu ea, într-o noapte. Cine a sunat? Da. Și zice, păi, ce se întâmplă? M-au apărut doi tipi, zice, unul cu Constanța și unul cu el, care vrea să-i fie să județul. Zice, s-a prezentat cu procură. Știi ceva? Păi nu știu nimic. Păi s-a prezentat, domnul zice, cu procură, cu o postilă. Dar zice, n-are nicio legătură cu ambreta reală și cetății, zice, e o postilă reală, dar nu falsă, e foarte bine făcută. Iar Horațiu Potra își recunoaște și el implicarea în interviul dat jurnalistului Rice. Pot să apară orice. De fapt, singura chestie poate să nu apară, mai unde apare numele meu. Că în rest că apare, că fost alubera, așa, nu are nimic, așa. Domnul fost alu, nu știu, treaba lui. Și aici ne întoarcem la arestarea lui Horațiu Potra în 2010 la Mediaș și la faptul că justiția română pare că n-a știut pe cine scapă din mână. Era pregătit. În momentul intervenției, fostul mercenar tocmai își folosise firma de la Beraru pentru a trece pe numele ei o fermă suspectă de lângă Mediaș. Biroul de combatere a criminalității organizate Alba Iulia îl urmărea însă de câteva luni, bănuind că Potra n-a riscat degeaba să vină în România. Din ce am stabilit noi, venea destul de rar și pentru perioade scurte de timp. Asta ne-a atras atenția că în cursul anului 2010 venise și deja stătuse o perioadă mai lungă de timp. Pe raza municipiului Mediaș și făcuse un cerc de prieteni. Ulterior am stabilit că acel cerc de prieteni de fapt era implicat în activități de trafic și consum cu droguri de risc, fapt care ne-a făcut să aprofundăm investigațiile noastre. Așa s-a descoperit că în ferma lui din comuna Zagăr se cultivau droguri. Potra închiriase terenul unor prieteni olandezi, dar când a aflat că era sub supraveghere, a decis să rupă rapid contractul cu ei și să scape de dovezi. Mă vezi că vine poliția în fermă. M-am dus eu că am pus un girofar pe daci și m-am dus și-o fugit. Am intrat și-am dat foc la... Aveau într-o cameră 2 metri pe 2 metri 4 lămpi, înțelegi? Atunci unul la mai le-am tăiat, le-am dat foc. Vreau să transporte, se duc în Olanda, înțelegi? La interogatoriul de după arestare, fostul mercenar a mințit permanent, susținând că nu știa ce se întâmplă în fermă și că nu-i cunoaște pe cei doi olandezi. Reporterii Rice Project au aflat însă că toți trei făcuseră afaceri în Beirut și Sierra Leone și că unul dintre olandezi e judecat chiar acum în Brazilia pentru trafic internațional de droguri. După eliberarea din arest, Horațiu Potra jubila că procurorii n-au putut dovedi aceste legături și nici faptul că arsenalul găsit în apartamentul său era al lui. Nimic. Da, m-am plictat la scripta. Singurele chestii ce putea să mă vedească potrivit calculul, să mă vadă pe mine, poze mai vechi, cu armele alea. Judecătorii care l-au eliberat în 2010, fără să-și pună prea multe întrebări, nu s-au alertat nici la informația apărută în rechizitoriu, cum că în aceeași fermă, Horațiu Potra antrena o grupare paramilitară formată din români. Au fost indicii termenice și ulterior probe că se antrenau în zonele împădurite și în zonele izolate din apropierea Mediașului, făcând inclusiv trageri cu armamentul. Erau 10 români pe care Potra îi racolase ca să-i pregătească pentru contracte în Africa. S-au antrenat la Zagăr luni de zile, făcând marșuri lungi și epuizante pe teren accidentat, trăgând la țintă, învățând tehnici de luptă și de supraviețuire. Antrenamentele durau de la câteva ore la zile întregi. Își instalau corturile în păduri și experimentau viața în condiții dure, făceau exerciții de călire fizică și psihică și nu ieșeau din cuvântul lui Potra. Cei mai pricepuți elevi sunt acum parteneri ai fostului mercenar în Sierra Leone. Cât despre Potra, el e liber și plecat de mult din România. Derulează împreună cu oameni de afaceri miliardari și influenți la nivel mondial business-uri cu diamante și alte resurse minerale în Africa. Într-un episod viitor, veți afla cât de complexă și de coruptă e rețeaua din care face parte, ce om de afaceri român a apelat la serviciile de protecție ale lui Horațiu Potra și cine este înaltul ofițer care i-a cerut sprijin armat pentru a da o lovitură de stat.